Fraților prea iubiți, în această noapte prea sfântă, în care Domnul nostru Iisus Hristos a trecut din moarte la viață, Biserica îi cheamă pe fiii săi răspândiți în lumea întreagă să se adune în priveghere și rugăciune. Dacă vom comemora astfel Paștele Domnului, ascultându-i cuvântul și celebrându-i tainele sfinte, vom avea speranța de a fi părtași de biruința Lui asupra morții și de a trăi împreună cu El în Dumnezeu. Să ne rugăm! Dumnezeule, care prin Fiul Tău ai dăruit credincioșilor flacăra luminii Tale, sfințește acest foc nou și prin aceste sărbători ale Paștelui înflăcărează-ne de dorințe cerești, ca să putem ajunge cu inimi curate la sărbătorile luminii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Hristos, ieri și astăzi, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Ale Lui sunt timpurile și veșnicia. A Lui este mărirea și puterea pentru toată veșnicia. Amin. Prin rănile sale sfinte, glorioase, să ne păzească și să ne ocrotească Hristos Domnul. Amin. Lumina lui Hristos, care învie plin de mărire, să risipească întunericul inimii și al minții.
Miel nostru de Paște, care viețuiește și domnește în vecii vecii.